botezatul și astăzi vom discuta despre radiestezia terapeutică. Și nu vom discuta oricum, ci m-am gândit să facem și niște podcasturi în care să vorbim despre acest frumos subiect. Bun, astăzi am zis să vorbim despre ANSA și despre sursa informațională. În radiestezie se folosesc diferite instrumente speciale și din antichitate până acum sunt cunoscute de la nuielușa de alun la baghete, anse, pendule sau alte forme de sau alte instrumente. Eu personal folosesc ANSA. În jurul nostru, toate obiectele sunt caracterizate de o anumită polaritate care generează câmpuri energetice. Aceste câmpuri se pot detecta și măsura în radiestezie prin tehnica radiesteziei terapeutice. Se detectează cu ajutorul instrumentului numit ANSA, care este confecționat din sârmă de cupru, argint, aur, fiecare cum o poate găsi și achiziționa. Bun, dacă aceste câmpuri care se pot detecta și măsura există, deci ele emană o energie. Această energie care vibrează nu mai este de domeniul misticului, fantasticului, așa cum era până acum, deoarece, conform noilor tehnologii, noilor aparate care au apărut în ultima perioadă, ele se pot măsura și detecta. Ca și radiestezist, înveți să te conectezi la diferite frecvențe și informații care vin fie de la client sau din sursa informațională. Da? Ei, această sursă informațională mai este cunoscută și sub denumirea de Biblioteca Akasha. Această bibliotecă este o sursă de informație, gânduri, emoții, cunoaștere, realități și totul este codificat pe un anumit nivel al planului astral. Aici pe pământ se încearcă să se creeze ceva asemănător pe platforma Google, dar este la o scară mult mai mică și nu implică toate nivelele din Akasha. În acest univers în care trăim noi, cel mai important element este informația. Ce este informația? Este o resursă inepuizabilă, ceea ce simțim noi, ceea ce vedem, auzim, sunt de fapt forme concrete și tipuri de informație materializată. Iar această informație despre care vorbesc poate fi de două feluri. Informația grosier materială, cea care este materializată, care o putem pipăi, vedea, simți, mirosi cu ochii și simțurile noastre, și informația dematerializată, aceea care este subtil sau o informație subtilă și pe care doar o simțim cu celelalte simțuri ale omului, ale noastre. Informația este un proces general, fără sfârșit, bazat pe legi, raporturi, relații, interacțiuni și interdependențe între energie
mișcare, masă, antimasă, toate se întâmplă în microcosmos și macrocosmos. Deci noi suntem conectați, noi care suntem microcosmosul, suntem conectați la macrocosmos prin aceste surse, vibrații, canale de informație, algoritmi care circulă necontenit, sunt într-o continuă mișcare. Deci, în acest univers, informația este primară, iar materia este secundară. Da? Deci informația este baza. Materia este următoarea după informație. Unitatea de măsură a informației este cuanta. Poate ați auzit de cuantă, da? Spațiul și timpul sunt forme de existență a informației, iar aici deja trecem la următoarea fază, adică informația deja este conștiință. Da? Timpul poate fi supus doar din punct de vedere informațional, adică prin relații și interacțiuni la viteze mult mai mari decât viteza luminii. Sunt diferite tehnici prin care această informație este trimisă între punctul A și punctul B prin deschiderea unor portaluri și transmiterea ei se poate face instant. De ce? Pentru că acolo se folosesc trimiterea, această mișcare este mult mai mare decât viteza luminii. În anul 1911 s-a descoperit nucleul atomului și s-a demonstrat că nucleul este format din gol, bid. Deci toată masa unui atom este nucleul, care este de 105 ori mai mic decât atomul. Deci toată masa unui atom este acel nucleu micuț. De aici s-a demonstrat că și noi oamenii suntem alcătuiți din 99,99999% informație subtilă, energie, da? Și 0,00001% informație grosieră sau materie. Deci, în concluzie, viața noastră este un proces ce se realizează pe baza relațiilor dintre mișcare, energie, viteză și materie. Și pentru că noi suntem energie și nu putem și ne putem conecta la sursă prin calitățile noastre extrasenzoriale sau prin simțurile în afara celor 5 simțuri din fizic, suntem mai speciali. Și nu numai noi, ci și alte sisteme vii pot face acest lucru. Dar noi ne putem conecta la conștiința Universului, la conștiința Akashei, la conștiința lui Dumnezeu, a sursei, de unde putem extrage acea informație conform nivelului nostru de conștiință și nivelului nostru spiritual și pe care o putem interpreta cu ajutorul unei anse. Atât pentru astăzi. Sper că v-a plăcut aceste informații. Pe data de 26 februarie,
se pornește o nouă grupă de radiestezie terapeutică. Toți cei care vor, doresc și pot să se înscrie la acest frumos curs, o pot face dând click pe linkul de sub podcast și mai departe ne vedem în live-urile pe Zoom pentru cei care vor participa. Această reducere care există acum în acest moment pentru curs este valabilă până în data de 26, după care se revine la vechiul preț. Succes în continuare, ne vedem la următorul podcast.